Ioan și Anca, doi oameni extraordinari care au demonstrat că iubirea nu are limite, au venit sâmbătă în centrul Devei pentru a le arăta celor prezenți că nimic nu este imposibil dacă îți dorești ceva cu adevărat și că viața poate fi frumoasă chiar și atunci când ești bolnav. În semn de prețuire, societatea civilă i-a premiat simbolic în cadrul campaniei Premianții fără premii. Vorbeam de poluare, ce bine la țară, că banii nu contează, dar e grozav să ai. Și toate au fost grozave în acea zi de mâine. Ioan și Anca s-au cunoscut la un concert la Brad. Încă de atunci, Ioan i-a spus tinerei că o va face soția lui. Ea nu i-a dat prea mare importanță, însă în timp, relația lor s-a consolidat și au ajuns să se căsătorească. Anca suferă de o boală care o forțează să-și ducă viața într-un cărucior cu rotile, dar îl are alături pe Ioan, care o iubește necondiționat. Astăzi am întâlnit o poveste de viață, o poveste de iubire și povestea două suflete de calitate. Este vorba despre un model de dragoste, un model de iubire. Este povestea unei familii dintre un bărbat sănătos, un bărbat în putere și o fată extraordinară, frumoasă, deșteaptă, dar care trebuie să-și petreacă restul zilelor într-un cărucior rulant din cauza unei afecțiuni. Lucrul ăsta nu l-am piedicat pe Ioan să vadă dincolo de aparențe, să se îndrăgostească de acest om, de această fată frumoasă. Și ne-a arătat nouă că iubirea nu are limite. Mulțumim la toți oamenii că au venit aici și ne-au susținut. Mai stăm când și când. Mulțumim tuturor și sper să fie bine totul. Sper să fim fericiți. Anca și Ioan au fost protagoniștii ediției numărul 73 a campaniei Premianții fără premii. Organizatorii campaniei vor să-i ajute să-și construiască o casă a lor, iar pentru acest lucru au nevoie de ajutorul nostru, al tuturor.